Iulia Albu, alături de iubitul ei la America Express. Dezvăluiri neașteptate despre Mic. Iulia Albu participă alături de iubitul ei, Mic, la America Express, Drumul Soarelui. Criticul de modă a vorbit despre partenerul ei, făcând unele dezvăluiri, făcând un joc de cuvinte cu referire la profesia lui. Anunțul l-a făcut pe rețelele de socializare, unde a scris că este pregătită să treacă prin această experiență, despre care crede că va fi de neuitat pentru amândoi. De asemenea, a scris despre iubitul ei că nu-i cântă în strună, făcând în realitate un joc de cuvinte. Este oficialtea mea, ea America Express începe acum. El este mic și, chiar dacă îmi cântă la vioară, nu întotdeauna îmi cântă și în strună. Mai partner în Crazine Sandlife. Nu sunteți pregătiți pentru ce urmează, a scris criticul de modă pe rețelele de socializare. Iulia Albu a explicat apoi de ce a răspuns afirmativ la invitație. America Express putea primi un singur răspuns din partea mea, un mare da. De ce acum? Pentru că acum este momentul nostru. Gustul pentru această aventură l-am prins încă de la participarea mea ca special cu Estasia Express, a mai scris ea. Nu se simte pregătită. De asemenea, artista a dezvăluit că nu se simte pregătită, dar avertizează publicul pentru ce va urma. Nu, nu sunt pregătită pentru ce urmează și, credeți-mă, nici voi nu sunteți. Vom descoperi locuri și oameni noi. Lucruri și locuri nebănuite, atât pe traseu, cât și în noi înșine. Suntem aici pentru experiența completă. Și iubitul Iuliei a povestit cum a primit propunerea vedetei, scrie Libertatea. Când Iulia mi-a lansat provocarea de a unsoți în America Express, am știut clar care va fi răspunsul meu. În fond, nu aveam cum să o las singură în această aventură. Iulia este curajoasă și determinată, dar la finalul zilei este ca un copil mic care are nevoie constantă de atenție și afecțiune. Așadar, America Express începe acum. Și cu mine, aparent.